La incident șocant după o ceartă în familie, o femeie din București și-a bătut mama, apoi a dat foc casei în care locuiau împreună. Pompierii și polițiștii ajunși la fața locului au reușit să le scoată pe cele două din clădirea în flăcări. Atât mama cât și fiica au fost transportate la spital, iar autoritățile au deschis o anchetă. O femeie de 44 de ani și-ar fi bătut mama în vârstă de 61 de ani, iar ulterior ar fi început să dea foc mai multor obiecte din apartamentul în care locuiau împreună. Din primele informații, se pare că motivul ar fi unul banal. Totul ar fi pornit de la o ceartă în familie. Imediat după apelul la 112, la fața locului au ajuns mai mulți polițiști care au reușit până la sosirea pompierilor să le scoată pe cele două femei din apartament și să stingă o parte dintre focare. Femeia de 61 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Fiica acesteia va ajunge de asemenea la o unitate medicală pentru un consult de specialitate, în urma căruia doctorii urmează să stabilească dacă femeia are sau nu probleme mentale. Autoritățile fac acum mai multe cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere calificată prin incendiere.